Capitolul 6 Închide gura, deschideți mintea. Primul adult căruia i-am spus despre viziunea mea referitoare la a deveni campion la culturi și care m-a luat în serios și mi-a susținut visul a fost un bărbat pe nume Freddy Gersti. Fred a fost tatăl prietenului meu, Carl, cu care mă antrenam la sala de sport din graz în adolescență. Povestea lui Freddy este uimitoare. Era evreu, dar a pretins că este catolic în timpul celui de-al doilea război mondial ca să scape de nazi și apoi s-a alăturat rezistenței pentru a contribui la înfrângerea acestora. După război s-a întors în gras și s-a ocupat de afaceri locale, de politică locală și mai ales de tinerii din localitate. Împreună cu soția sa a deschis două tutungerii numite tabacladen, în spații comerciale de primă mână, la gară și în piața centrală. Acestea erau perfect situate pentru ca el să poată să ia pulsul vieții din graz și din împrejurimile acestui oraș, un lucru care avea să-l ajute să-și împingă cariera politică până la nivelul președinției. Camerei superioare a Parlamentului Austriac L-am cunoscut pe Freddy la începutul anilor 1960, când el a organizat un grup de băieți pentru antrenamente sportive și activități în aer liber care ne-au învățat să fim duri și să ne descurcăm descurcăm singuri, dar care ne-au făcut totodată să ne simțim legați unul de celălalt, a idoma unor gladiatori romani, care au ridicat tabăra pe câmp și se pregătesc de bătălie. Era foarte distractiv, dar exista și un truc la mijloc. Așa cum i-a declarat Freddy unui reporter de la Los Angeles Times în timpul campaniei mele pentru funcția de guvernator din 2003, am adus împreună pe acești tineri pentru a face sport, dar condiția a fost ca ei să asculte. Să asculte ce? Toate lucrurile de care Freddy era interesat și pe care el le considera importante pentru noi, iar acestea s-au dovedit a fi foarte multe. El nu ne ținea lecții asemenea unui profesor, nu dădea lucrări de control la sfârșitul săptămânii. Tot ce făcea era să planteze semințe. Poate că acum nu înțelegeți acest lucru, spunea el despre vreo idee care ne trecea celor mai mulți dintre noi pe lângă ureche, dar într-o bună zi îl veți înțelege și vă veți bucura că îl știți. La vremea aceea nu cunoșteam acest termen, dar Freddy a fost un om al renașterii. Era pasionat de operă, câini, sport, filozofie și istorie, pe lângă afaceri politică și nenumărate alte lucruri, așa cum aveam să aflu în cei peste 50 de ani ai prieteniei noastre. Dar, dintre toate, interesul lui pentru învățătură și preocuparea de a rămâne deschis la lucruri noi, trăsăturile distinctive ale omului renascentist, în opinia mea, au avut cel mai mare impact asupra vieții mele și sunt convins că și asupra vieții multora dintre ceilalți băieți. Freddy a devenit o figură paternă pentru noi, într-un fel în care tații noștri nu puteau să fie deoarece el avea o viziune diferită de a lor. În cazul meu, pentru că era mult mai mare decât băieții de vârsta mea, Freddy a putut să vadă că statutul de culturist serios ar fi putut să-mi deschidă uși în vreme ce tatăl meu credea că potențiali angajatori aveau să-mi trântească ușa în nas, deoarece culturismul nu era ceva serios. Freddy era mai tânăr decât toți stații noștri și fusese în război de partea celor buni, iar în opinia mea acest lucru l-a ajutat pe măsură ce a înaintat în vârstă să-și păstreze o atitudine deschisă față de ce se se întâmplă în jurul lui, pentru că nu a fost împovărat de regret sau de rușine, precum mulți dintre tații noștri. Când ai luptat pentru ceva în care ai crezut și ai învins, când ai contribuit literalmente la salvarea lumii, îmi închipui că îți este mai ușor să vezi plăcerea și posibilitățile din lucrurile noi și frumoase. Încă de la început, Freddy ne-a spus tuturor că antrenarea minții noastre era la fel de importantă precum cea a corpului. Ne-a învățat că nu putem să fim însetați doar de bani și succes, de faimă și de mușchi, trebuie să fim însetați și de cunoaștere. Faptul că ești într-o formă fizică bună, că ai un corp puternic și musculos, te va ajuta să ai o viață lungă și sănătoasă. Îți va aduce fete pe tavă și îți va permite să faci multă muncă grea pentru a avea grijă de familia ta. Iar în ce mă privește, a fost un lucru necesar pentru a deveni campion la culturism. Dar dacă vrem să avem succes în tot ceea ce alegem să facem în orice moment al vieții noastre, la tinerețe sau la bătrânețe și să ne maximizăm potențialul și oportunitățile, atunci trebuie să avem un cap bun pe umerii noștri și o minte activă. Freddy ne-a făcut să vedem lumea ca pe o sală de clasă importantă și să înțelegem că noi trebuie să fim asemenea unor bureți care absorb cât pot din ea. Iar pentru a deveni acel tip de burete care absoarbe doar cea mai utilă cunoaștere, trebuie să fim întotdeauna curioși, să privim și să ascultăm mai mult, dar să vorbim mai puțin. Iar când vorbim, să punem mai degrabă întrebări bune decât să facem comentarii istețe. Și trebuia de asemenea să apreciem că toată informația pe care o absorbeam din indiferent ce sursă, putea fi folosită oricând pentru a aborda orice oportunități, probleme sau încercări, poate mâine, poate peste 20 de ani de acum încolo. Nu aveam cum să știm cu certitudine, doar, dar puteam fi siguri de aceste lucruri. Cunoașterea înseamnă putere și informația te face util. Lumea poate să fie salata de clasă, ca tată, om de afaceri și funcțional politic, nimic nu mă scoate din sărite mai mult decât sistemul american care încearcă să bage fiecare copil într-o facultate. Desigur, studiile superioare sunt importante. O diplomă de licență este un lucru bun, dar își are locul ei. Dacă vrei să te faci doctor, inginer, contabil sau arhitect, atunci facultatea este locul potrivit pentru tine. Există joburi pe lumea aceasta pentru care este nevoie de o diplomă de facultate și de studiuri aferent. Acest lucru este de înțeles. Nu vrem ca spitalele să fie pline de medici care nu au studiat niciodată chimia sau avioanele comerciale care transportă zilnic 6 milioane de persoane să fie proiectate de oameni care nu au văzut niciodată cum arată o sală de clasă în care se predă matematica. Dar dacă tu dacă nu te-ai decis încă ce vrei să faci cu viața ta, sau dacă ești sigur că, indiferent care va fi acel lucru, nu vei avea nevoie de o diplomă de licență, mai are atunci sens să te împovărezi pe tine sau familia ta cu un credit pentru studii universitare de 250.000 de dolari? Pentru ce? Pentru o bucată de hârtie? Pentru că la aceasta se reduce experiența universitară în ochii multor tineri întreabă de ce se duc la facultate și îți vor răspunde că pentru a obține o diplomă. Este ca și cum ai spune că motivul pentru care te duci luni la muncă este să ajungi în weekend. Cum rămâne cu toate celelalte lucruri dintre începutul și sfârșitul săptămânii? Dar cu scopul. Acesta este elementul lipsă al ecuației, scopul, viziunea, noi nu le oferim tinerilor spațiul și timpul necesare pentru a descoperi un scop sau pentru a-și crea o viziune despre ei înșiși. Noi nu lăsăm lumea să le arate ce are de oferit pentru viața lor. În schimb, chiar în punctul în care ei au cel mai puțin de pierdut și totodată cel mai mult de câștigat petrecând o parte din timpul lor în lume, noi îi extragem uh, din ea și îi introducem în facultăți care sunt exact opusul lumii reale. Eu sunt dovada vie că sala de clasă în care tinerii au probabil cel mai mult de învățat este afară, în lume. Am învățat despre vânzări cu caucenic într-un magazin de bricolaj, în cadrul practicării prevăzute de școala profesională. Am învățat cum să mă gândesc la probleme fundamentale stând în sufrageria lui Freddy. Toate celelalte lucruri importante pe care le-am învățat și le-am purtat cu mine tot restul vieții, fie le-am învățat la sala de sport, fie le-am practicat și le-am uh, perfecționat acolo între 16 și 20 de ani. Cum să stabilesc un obiectiv? Cum să fac un plan? Cum să muncesc din greu? Cum să depășesc eșecul? Cum să comunic și cum să înțeleg cât de mult prețuiește ajutorul acordat altor oameni pentru toate aceste lucruri? Sara de sport a fost laboratorul meu. Ea a fost liceul, facultatea și masteratul la un loc. Când în cele din urmă am trecut pragul unei săli reale de cursuri a unei facultăți în anii 1970, am făcut-o cu un scop, în slujba viziunii mele și am încheiat cu succes acele cursuri pentru că le-am abordat în același fel în care învățasem să-mi atac obiectivele din culturism. Așa cum am mai spus pentru mine, toate drumurile duc înapoi la sala de sport. Și da, aici vorbim despre mine. Sunt fanatic cu genul ăsta de lucruri. Am mai discutat deja despre asta. Dar când intru în sală la Arnold Sports Festival din Columbus, Ohio, în fiecare martie, văd zeci de mii de oameni cu povești asemănătoare. Bărbați și femei din toată lumea care și-au găsit drumul spre fitness și apoi către o viață prosperă prin fitness. Vorbesc despre uh, proprietari de săl de sport. Pompieri, man antreprenori care vând aparate de fitness, suplimente nutritive, băuturi fortifiante, echipament pentru kinetoterapie și așa mai departe. Majoritatea acestor oameni nu sunt absolvenți de facultate. Iar dintre cei care sunt, când vorbești cu ei, mulți îți vor spune că, de fapt, nu folosesc prea mult din ce au învățat pe băncile facultății în activitățile lor de zi cu zi părinții, profesorii, politicienii, liderii comunităților, orice persoană care are influența asupra tinerilor trebuie să înțeleagă că există milioane de oameni în lume care și-au creat o viziune despre ei înșiși și și-au construit o viață fericită și prosperă în afara sistemului universitar. Există instalatorii, electricienii, lucrătorii care curăță covoarele sau recondiționează mobilă pe care îi chemăm de fiecare dată când avem o problemă pe care nu știm cum să o rezolvăm singuri. Există antreprenori, generali, agenții imobiliari, fotografi. Ei sunt profesioniști în ocupații pe care le-au învățat practicându-le în timp real, în lumea reală. Mai mult decât atât, ei sunt adezivul care ține economia la oaltă. Trebuie să le explicăm aceste lucruri tinerilor noștri. Trebuie să le spunem că pot să-și construiască viața lor de vis cu un ciocan și cuie, cu un piepten și foarveci, cu un fierăstrău și șmirghel. Și trebuie să facem asta nu doar în beneficiul lor, ci și pentru propriul nostru interes. În țări de pe tot globul nu avem suficienți oameni care să facă aceste munci despre care vorbesc. În Marea Britanie și zona euro. Lipsa muncii calificate a paralizat lanțul de aprovizionare din unele regiuni. În Statele Unite, unde liderii politici încearcă să readucă în țară producția de cipuri pentru calculatoare, nu există muncitori calificați suficienți pentru a construi clădirile care ar urma să adăpostească echipamentul de fabricație. Aceasta nu este o problemă recentă și este motivul pentru care în timpul mandatului meu de guvernator am făcut investiții uriașe în educația vocațională și educația pentru carieră. Nu numai pentru a-i sprijini pe meseriași, dar și pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că munca acestora este deosebit de importantă și că trebuie să încurajăm tot mai mulți tineri să se îndrepte spre aceste domenii. Nu cred că putem înțelege exact de ce am ajuns în această situație, dar cred că o bună parte din aplicații este că am fost orbiți de statut și că acest lucru ne-a făcut să avem prejudecăți culturale. Este motivul pentru care apreciem mai mult numărul de diplome pe care le are cineva decât pe cel al clienților fericiți pe care i-a servit. Este motivul pentru care suntem pasionați de poveștile despre antreprenori, dar dacă muncești cumva cu mâinile tale și de ții propria afacere, nu îți spunem antreprenor, ci persoană fizică autorizată. Iar ironia situației este că dacă compari o persoană fizică autorizată cu tipul de antreprenor în domeniul tehnologic pe care îl venerăm azi, fiindcă veni vorba o parte dintre invențiile acestora ne înstrăinează unii de alții, individul care lucrează cu mâinile sale are mai multe șanse să fie mai mai fericit și să devină proprietarul casei lui înainte ca antreprenorul cu studii superioare să fi făcut primele plăți pentru creditul de studii. Chiar și persoanele care au abandonat studiile și pe care uh, le preamărim în cultura noastră, precum Bill Gates și Mark Zuckerberg, au abandonat studiile la Harvard, nu la liceu sau la vreo universitate de stat de care nu ai auzit niciodată.